Capitolul 25. În care creație trăiești acum? Crucea stă între cele două creații. E borna care desparte două domenii, două universuri, stă între creația veche și cea nouă. Acea nouă creație este Hristos însuși. O creație este căzută și este foarte veche. Această creație există până la timpul crucii, dar nu mai există după cruce. A doua creație, domeniul acela nou, acea creație integral nouă, trăiește doar după cruce. Creația nouă e remarcabilă. Nu știe nimic de vechea creație. Noua creație nu cunoaște nimic despre nedreptatea unei cruci. Istoria primei creații se termină cu a relata povestirea despre cruce. Acesta e volumul întâi. Volumul al doilea este istoria noii creații. Această istorie începe cu povestirea despre un mormânt gol. Nu știe nimic despre istoria precedentă. Istorie pentru noua creație este povestea nașterii acestei creații în vremea când Hristos a înviat. Acest volum nu conține nimic din ceea ce a existat anterior învierii. Nu are conștiința despre vreo creație care ar fi existat înainte ca noua creație să ia ființă. Nu sunt amintiri de fapte rele. Această creație unică își datorează apariția, viața, susținerea cele mai înalte vieți care există. Viața divină, viața înviată a lui Dumnezeu. Domnul tău este singura viață în această creație nouă, minunată. Îți amintești creația pe care ai avut-o cu Hristos în acele prime zile după ce ai fost mântuit? Credeai totul, aveai încredere, speranță și te bucurai în toate lucrurile. Permite vechi creații în care trăiești acum să dispară pentru totdeauna. Frumusețea învierii te așteaptă. Umblând în acea nouă creație, vei descoperi că lucrurile creației vechi nu mai există. Nu este atunci acceptarea crucii un lucru mic? E târziu. Am povestit împreună destul de mult. Aș încheia timpul petrecut cu tine prin a pune o întrebare despre doi oameni care au fost răstigniți de creștini. Unul dintre cei doi ești tu, celălalt nu ești tu și nici nu vei fi vreodată.